Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul nostru. Vă mulțumim din suflet pentru like-urile care le-am primit. Suntem foarte bucuroși și veseli. Nu-i așa, bunico? Da, așa este. Au revenit urmăritorii noștri în forță! Forță, forță! Trebuie să te ții acum tare! Salutare, prieteni, deși eu fac niște lucruri manuale. Trebuie să te ții tare! Da. Am mâncat, am luat masa. Am să vă arăt numai așa, dragi prieteni, ce lucrez eu manual. Fac niște coșulețe patrate. Mama, te admiră. Da. Vai, da, ai cartoane, ai bețișoare, hârtie colorat n-ai. Da. Ce fel de coșulețe? Ce ai băgat în aparat ca să lipească? Silicon. Am mâncat prietenul meu măliguță cu ouă și cu cărniță așa de dimineață un pic. Da. Și cu un pic de hirean. Da. Ce faci, mami? Te iubesc mult, mami. Uite, termine în spate și vin și eu pe aici. Să la căldurică, să vezi ce face bunica Elena. Ia zi, babo, ce faci? Babo, te făcui babo. O alin, prietene, așa o alin eu, băbuța mea, sufletul meu, viața mea. Aici, așa, ca să... Cine e inima ta? Tu. Și șefa inimii tale? Tu. Așa, vezi? Apupă, moț, să mă pupi. Mă pupă, va, dă-și mie niște bani acum. Îți dau. Păi tu credeai că mă pup degeaba? Sunt cu mâinile cu lepe, îți dau. Aha, găsești motiv. Și de unde îți lași? Miroase, ce miroase? Lipici miroase. Păi nu fac aici cu lipici. Da. De unde luași silicon și băgași acolo? De la Cassandra. Păi și ți-ajunge? Ajunge. De unde a voia Maria aparatul ăsta? De la chinezi, să ne cumpărăm și noi. O de probă să vă fac ceva cu el. Ia, hai zi, vorbește cu prietenii tăi, răspunde-le și tu la întrebări, mulțumește-le din suflet pentru ochișorii care s-au uitat la noi, pentru like-urile care le-am strâns la ziua lui regina noastră, Alina Maria. Mulțumim, dragi prieteni, pentru comentarii. Vă mulțumim frumos. A crescut prințesa noastră, are 10 ani. Da. Ce repede trece timpul. Uite luminița. Hai că facem. Dragii noștri, bunica Ileana face lucru manual și între timp vă mai răspunde și ea la mesaje și la întrebări. Că este foarte încântată de urmăritorii care i-a strâns din nou și am revenit în forță. Și așa să continuăm tot anul. Da, dragi prieteni, să știți că sunt foarte încântată și vreau să vă arăt lucruri manuale cum le lucrez eu. Da. Ai văzut pe internet sau faci din capul tău, babă? Tu ce crezi? Păi nu știu. Te întreb și eu. Și? Iubirica mea. Ce faci, mami? Te-ai distrat la ziua lui Albina? Da. Ce crezi? Că nu mai mergem la autogrill la anul? Da. Las că te scot eu de 8 martie, de ziua mamei. Să vadă prietenii că eu chiar te iubesc. Vai. De 8 martie, de ziua mamei. De ziua femeii ieșim la autogrill. Ne dă baba bani? Da, babă? Da. Cum? Nu-mi dai tu mie bani? Cum să nu? Nu-mi dai tu mie bani? Spune, să audă lumea. Să audă lumea. Îți dau. Acum faci și ziua mamei. Da. Ziua ta mai e la anul. Am făcut-o cu prăjituri, să intrați pe canalul meu, Milița. Da, ziua mamei. Da, ziua mămicii, ziua femeii. De 8 martie. Bine, mai sunt și unele doamne care ies la discotecă, la cluburi, la restaurante. Poate să ne scrie doamnele, să vezi că sunt doamne care petrec ziua mamei. Am văzut ieri pe comentarii că ați zis de pastile, prafuri pentru cârtiță, pentru că ne-a făcut foarte mari probleme acea cârtiță. Da, să nu duc să cumpăr. Ne este și frică să-l mai lăsăm pe Aian prin curte. Da. Cârtița asta este foarte periculoasă, nu-i așa, babă? Da. A plouat astăzi toată ziua. Când era mică, îi ziceam caracatiță. Și mie mi-e frică de cârtiță. Ala! Tu ai văzut-o vreodată, babă? Cârtița. Mhm.
Se vede? Te-ai văzut, mami? E foarte periculoasă. A mâncat pomii toți, ghioceii care trebuie să iasă. Bă, bă, nu, nu e... Cărtița cu ghiocei? Cărtița. Cărtița aia. De pământ. Ce are? Nu știu. Bunica știe, Ileana, eu nu mă pricep cu plantele. N-are nimica. Nu mănâncă iar ghiocei ăștia. Păi da, dacă îi sparge. Pe asta grup. Zic, îi sparge, face gropi. Da. Deci, prieteni, când o să mergem la farmacie, o să mă mai uit pe face comentarii, gropi. O să scriu și o să mergem să cumpărăm. Da, babă? Da. Să avem grijă de florile noastre. Da, da. Du-te, mami, te vezi, mami. Trebuie să ne apucăm să mai facem prin curte, să iasă puțin soarele, prieteni. Da. Trebuie să iasă puțin să soarele. Da. Să tăiem pomii, să iasă puțin soarele și ne pregătim și noi încet, încet. Bunica Ileana și-a găsit un job, face cofulețe manuale. Da, trebuie să le fac, că n-am ce să fac. Uite, iese fum din aparat. De lipicolea cu el. O să mergem și la Aianuț în casă. Nu mai duc la Aianuț, lasă, avem treabă, nu e aici. Păi după ce termin? Prieteni, eu mai răspund la o întrebare și atât, că nu mai, gata, deja au trecut 3-4 zile, nici nu mai avea rost, dar mai răspund pentru că văd că încă insistați cu comentariile și la videoclipul de ieri, care l-a făcut bunica Ileana singură, toți aceiași comentarii ați dat. Prieteni, acei oameni au fost acolo înaintea noastră la restaurant. Era patronul restaurantului, nașul lui Albina, la restaurant și era acolo cu prietenul lui. Ce era să facem? Să-l dăm afară din restaurantul lui dacă el e patronul, nașul lui Albina? Nu aveam cum prieteni. Și cu asta am încheiat. Gata, ziua fetiței a trecut. Fetița e foarte fericită. A primit multe cadouri. A sărbătorit ziua cu familia ei, cu noi, cu maică sa, cu bunicul Tomiț. A fost și nașii lângă ea prezenți. Și a fost totul ok. Și am încheiat. Babă, mie nu-mi place cum miroase. Nu-mi place cum miroase. Ce? Lipiciu. Lipiciu? Păi nu miroase lipiciu. Ce Maria, ce lipi cu acest aparat? Ce lipi Maria cu el? Când a făcut din aia. A, de Crăciun. De Crăciun, da. Ia mai zici tu, babă, tu nu vorbești deloc cu prietenii? Că nu vorbesc pentru că am puțină colea. Hai, da, bine, te filmez și aștept să vorbești. Da, am puțină treabă, prieten, îmi cer scuze că vreau să văd cum iasă coșurlețurile ăștia. Scoate și mie lumința din priză că se încălzi aparatul. Prieteni, revenim. Da. Unica mea frumoasă. Revenim, dragi prieteni, acum să începem să facem coșulețele ăștia. Da, iubirea mea. Să vedem cum iasă. Revenim. Vă arătăm cum iese la terminare. Dar de ce nu faci triunghi? Haideți că vedem cum face. Dragi prieteni, vreau să vă fac tot așa, am vorbit pe vloguri, tot așa am făcut aia. Acum vreau să facem niște lucruri manuale. Niște coșulețe, dragi prieteni, uitați-vă așa, vin foarte frumoase. Îți trebuie hârtie creponată, îți trebuie tot ce trebuie. Da, îmi trebuie multe treburi, dar le facem încet, că nu avem ce să facem. Lasă să-mi arăcească aparatul și le facem. Da. Unde? La mine pe telefon. La tine pe telefon? Câte minute? Mic de ce? Da. 10 minute? De mic. Păi le tai și le pun. Cum le pun? Iată. Că doar unul. Prieteni, vă pupăm și vă iubim. Păi și tu pe altul și pe altul. Coșul acesta care îl face bunica Ileana. Mai avem de bețe și de un alt pistol că ăsta s-a ars. Deci mai durează pentru că trebuie să mai cumpărăm alt pistol. S-a ars pistolul bunica Ileana, a făcut o problemă. Maria se va supăra. Cumpărăm altul, ci îl dăm acolo. Da? Da. Am înțeles. Deci a făcut o problemă mare. Dragi prieteni, bunica Ileana a făcut o problemă mare. Foarte, foarte mare am făcut. Se supără fetele. Pentru că și fetele fac. Au făcut coșulețe, au făcut farfurii de Crăciun.
Am făcut. Da. Am făcut și eu. Și o să revenim cu coșurile noastre mâine sau când avem timp. Vă pupăm și vă iubim, vă mulțumim din suflet pentru vizualizările care le avem. Adică oamenii care se uită la noi și like-urile. Albina, ce le zici prietenilor? Ți-a urat la mulți ani de ziua ta. Mulțumesc. De pe cameră, de pe divan cu hulele lgăje. Pupă, prietenii. Pa, Albinu, ia ce frumoasă ești. Uitați, prințesa mea, zâna. Ce mai limpi pe Alina? Voi iubim, prieteni. O zi frumoasă. Bunico? N-am mai știut cum făbul pe mine. Da, salutare, prieteni. Ce ai făcut? Am făcut de mai întrebuie... Ce ai făcut la aparat? La mars. Am mars aparatul, dragi prieteni. Salutăm, dragi prieteni. Nu se mai lipește acum, că nu mai e cald. Vă pupăm, să aveți o seară minunată. Salutare, prieteni. Hai. Albina a plecat la copii. Ia uitați cum a ieșit îmbrăcată pe stradă. Cu tenis și Albina Mol. Bravo ei. Unde mergem? Ce facem? Tu văd că e speriată. Chiar să ia aparatul. Ea... Trebuie să mă duc să iau altul aparat. Pentru Maria? Nu, să le iau, să termin coșurile. Da? Da. Ți-e frică de Maria? Nu-mi frică de Maria. Să iau să termin coșurile, că nu... Nu sunt coșurile gata. Da? Da. Aștept să vină Mădălina cu mașina, să mă duc cu ea. Da? Da. Ia uite ce vreme frumoasă, ai și vecina la poartă. Hai acolo pe bancă. Nu, mamă, du-te, hai să te duci și tu să facem treabă. Să cumpărăm. Să cumpărăm. Coșuri. Da. Să cumpărăm din ăla. Scobitor mai ne trebuie, din aia bețișoare și cu lipici. Păi, dar e prea înalt coșul ăla, e prea înalt. Pentru portocale? Da, pentru fruct. Da, să iei hârtie, să iei hârtie creponată și să-l faci mov sau roșu sau... Sau lași așa de bețe. Așa de bețe lăsăm, cum să mai oxăm? Ca chinezii. Da, lăsăm așa, ca chinezii. Tu știi ce faci, prieteni. Da. Mergem și noi aici să vedem ce face vecina, mergem să ne mai plimbăm. Eu nu știu, cred că merg cu muta în oraș să-mi cumpăr dulciuri. Și poate revenim mai târziu sau chiar mâine. Mâine, ia uita, și vreme umedă. Mai filmăm mâine ce făcurăm cu coșurile. Vă arătăm cum se arată făcute, gata. Uitați ce vreme umedă, nu e vreme de plimbat, nu e vreme de făcut nimic, nici treabă, nimic. De stat în pat. Da. Așa-i. Să stăm în pat. Ia să vedem ce fac aici fetele. Nu mai veni că te umpli de nămol. Ce faci? Stau luminița. Da? Ne mai ieși la poartă, afară, ploaie. Păi nu vezi ce vreme umedă? Buburuza. De mai locă, de mai locă haptul meu. Vreau să-i fac o poză. Ia uite-te la mine. Gata. Va, ce figurantă e, mâncai așa frumusețea e. Vezi ce frumoasă fata am. Păi uite cum se îmbracă, ca alea de pe, de dincolo, alea americancile, italiencele. Uite ce tenis are, uite ce blugi are, bufanți, de stil, vezi? Tu purtai așa ceva? Asta e model. Tu purtai așa ceva când erai mică? Purtam fuste. Fuste? 1238 de inimioare. Cât? 1238. Unde? Aici, pe muzica lui patroana. La contul tău? Da. Vai, viral-o. Am făcut 169, 6 comentarii. Prieteni, vă pupăm și vă iubim. Mai stăm și noi la o bârfă. Da. Și când bârșim trebuie să închidem vlogul. Să nu ne audă lumea ce spunem. Da. Ce zici, doamnă? Doamna Marica? Hai, mai filmai și tu ceva? Nu. 87 de comentarii, da. Ah, ce zice Alina? Bravo. Unde-i Dani să-ți facă și ție el vlog? E în casă. Doar mi-a venit de la școală la 2. La Sara și familia. Pleacă la 7 de dimineață și vine la 2 după masă. Așa, da, așa e programul. Reni mâncă și se pus în pașa, dormi el din nou. A, până ai ce să faci, dacă se trezește dimineața. Prieteni, vă iubim. N-are și... timp să mai filmează. Copil și el. Ce să faci? Da. Vă pupăm, prieteni, nu uitați să vă abonați, să ne dați un like.
Să aveți o zi minunată, la revedere. Gata, acum chiar că am încheiat vlogul. Pa, Albina. Pa, la revedere.